Ca actriță, normal că îmi doresc să se dezvolte industria la noi, să fie mai multe roluri feminine. Sunt foarte puține roluri feminine, știi? Care nu sunt aceeași soție, aceeași amantă eventual, și în rest ai mame, bunici, femei. Adică e foarte... Sunt povești foarte despre femei, prea puține. Prea puține despre femei. În primul rând, Carmen, care am crezut că o să iasă anul trecut. Sper că iese anul ăsta. Regizat de Doru Nițescu. Eu nu văd nimic de rău aici. O veste bună la drum de seară. Domn doctor, nu vreau să-i mai faceți nimic. Carmen s-a simțit foarte bine. S-a simțit bine. Carmen, ia zâmbește tu lui mami, așa cu toți dinții. A fost foarte bine primit filmul la Sarajevo. A fost... A fost impresionant așa pentru noi. Oamenii au avut o reacție foarte... Mă rog, nici nu știu cum să-i zic, caldă, să zicem. Ne opreau lumea pe stradă, cum se întâmplă la festivaluri, știi? Ne ziceau pe stradă, în lift. Mai erau români acolo și Andreea Vasile, de exemplu, îmi spunea după aia că primea felicitări doar pentru că era româncă pentru noi și mi-a căzut foarte bine asta când îmi povestea Andreea. Ea a fost în sală și mi-a povestit reacția publicului. A zis că a fost una foarte, mă rog, foarte explozivă, așa. A fost o experiență foarte plăcută. M-am bucurat foarte tare că filmul s-a dus acolo. E un oraș foarte... cu o energie extraordinară și foarte... Mi-a plăcut foarte tare să fiu acolo. Mă știu din facultate cu Doru. Cred că, da, am fost cam aceeași... Am fost în aceeași generație. Eu la actorie, la regie film. Și m-a sunat la un moment dat, mi-a spus că vrea să facă un film, că vrea să-l ajut la niște probe cu copii. I-am răspuns cam într-o doară, așa, pentru că eram ocupată și i-am zis, băi, nu știu dacă o să am timp, să... câți copii vrei să dai probe? Mă rog, m-am dus, am dat probe cu mulți copii și la un moment dat, cred, după, nu știu, două săptămâni, am întrebat, uite, tu cu mine nu dai probă? Și mi-a zis că, mă rog, se hotărâse între timp. Era, cred că a fost ca un test, dar nu m-am gândit nicio clipă. Mi-a spus după aia că i-a venit ideea de la un spectacol pe care l-a văzut el, un spectacol meu de licență. Și i-a rămas lui, mă rog, nu știu, anumite imagine mea din spectacolul ăla sau așa ceva. E o poveste foarte tulburătoare, așa. E un rol feminin foarte greu, foarte important, cum sunt destul de rare dintre filmele care se fac acum la noi. Și n-am stat pe gânduri nicio clipă, adică mai stau pe gânduri uneori. Dar n-am stat pe gânduri nicio clipă. Adică chiar mi-am dorit să fac filmul ăsta. Am lucrat cu tot sufletul și cu toată dăruirea și energia de care eram capabil în momentul ăla. Am lucrat cu Doru, am fost așa foarte apropiați și cumva și eu și el și toți ceilalți care au fost acolo am făcut cam tot ce se putea face în condițiile date în momentul ăla. Carmen! Din ceea ce mi-am propus, așa, știi, să caut să fii constant, mă rog, nu constant cu personajul, să fii consecvent cu personajul, să fii atent. La un moment dat avusese ideea să începem cu filmarea cu finalul, ceea ce a fost înfiorător pentru mine, adică pentru că filmând, cumva îmi spuneam povestea și mie. Și cumva, mă rog, nu am filmat totul, mai stai să mă gândesc. Cred că am filmat destul de în ordinea cronologică a filmului. Da. Ceea ce, într-adevăr, a fost ușor și aproape necesar, dacă vrei. Adică că e o poveste foarte... Mă rog,
E o poveste care trebuie să crească și în tine ca actor. Asta era greu, că să fii consecvent cu tine, cu personajul, știi? Să fii consecvent, să... Și când e echipa mică și sunt, nu sunt condiții așa, n-ai pe cineva care să aibă grijă de tine, știi? Să-ți spună, uite, vezi că aici ai făcut așa, ai lăsat în momentul ăsta. Și tot timpul vorbeam cu Doru și ne sfătuiam în sensul ăsta, cum a fost, când s-a întâmplat asta, ce ai făcut, cum ai făcut, și tot timpul brodam pe chestia asta, știi? Îmi place să fiu diferită, știi? Avem așa, foarte ușor să fii tu în situația dată, într-o poveste contemporană. Și ar fi fost destul de ușor, să zicem, să... Doar că mi se părea că nu e de ajuns, pentru că eu nu puteam să... Adică oricât exercițiu de imaginație ai face, oricât te-ai pune într-o anumită situație, nu poți să știi ce se întâmplă unui om în situația aia, care este o situație de dramatică din viața unui om, pe care, prin care, mă rog, se presupune că n-ar trebui să treacă nicio mamă niciodată, sau e de dorit să nu treacă nicio mamă niciodată. Deci nu pot să zic că m-am pus în situație. Și atunci normal că a fost și lucru și cu imaginația. Mariana, crezi că eu nu înțeleg cine e cazacă sub capul vostru. Nu e neapărat o metodă, știi că cu cât trece vremea am dat seama că nu e neapărat o metodă, e doar un punct de pornire, că nu te obligă nimeni să nu zice nimeni, trebuie să faci exact tu în situația dată. Nu, ai doar punctul de a porni în a spune o poveste. După aia, sigur că personajul pe care îl joc e ăla, care are vârsta aia, datele alea, e o femeie care trăiește într-un sat. Nu pot să zici așa să fac eu situația dată. Probabil că așa faci tu. Numai că aici este povestea cuiva. Ar trebui să vedem povestea cuiva, nu povestea Rodică în situația aia. Primul rând a fost chestia asta, că am filmat cu domn profesor, domn profesor Titieni, cu domn profesor Doruana. Erau domn profesor, domn profesor. Eu le zic și acum domn profesor. Și a fost na, într-un fel m-am simțit în siguranță, pentru că era acolo și Doru și erau și ei cumva. Adică se presupune că dacă făceam ceva complet deplasat, cineva m-ar fi zis. Așa? M-am simțit în siguranță. Normal, sunt oameni pe care te poți baza. Super actori, amândoi. Mi se pare că, adică, chiar am fost foarte norocoasă din punctul de vedere. M-am întâlnit cu Maya Morgenstern pentru prima oară, care mi s-a părut așa o... Adică m-a ajutat într-un fel foarte... Stăteam așa și o pândeam, pentru că n-am avut direct decât o singură secvență. Am pândit-o, bineînțeles. Dar a fost foarte, foarte generoasă, știi? Adică la un moment dat se filma prin planul meu, de exemplu. Da. Se filma prin planul meu și ea stătea cățărată pe stabilă, știi? Ca eu să mă uit exact unde trebuie și să-mi dea cât se poate de mult, ca să nu cumva să... Adică să mă ajute în toate felurile posibile, știi? M-a tușat foarte tare chestia asta. Ce trebuie eu să fac? Ce, dragă? Ce te uiți așa la mine? Ce nu înțelegi? Ce mai vrei de la mine acum? A fost Mimi Brănescu, care m-a ajutat în mai multe feluri, Mimi. Adică, mă rog, noi suntem colegi de facultate, suntem, mă rog, amici, așa, nu? Ne mai vedem din când în când, se mai joacă fetițele noastre. Dar Mimi m-a ajutat în mai mult, adică nu numai... Mi-a povestit lucruri inclusiv despre, de exemplu, cum e să faci un rol principal, știi? Adică eu nu mai dusesem un film cap-coadă. Ceea ce lui se întâmplase, da. Și e într-adevăr o chestie, adică să duci un film ca cap-coadă nu e chiar așa, ca și cum, știi, cum ți se întâmplă. Te duci, filmezi o zi, două, trei. Nu, și el mi-a zis chestii din astea de nuanță, așa, care sunt foarte importante la un moment dat. Inclusiv cum să te porți cu partenerii, cu actorii care vin și stau doar o perioadă pe set și care au... Adică tu ești într-o poveste, tu cu echipa ești într-o poveste, cu personajele care filmează mai mult ești într-o poveste. Și vin oameni care vin și filmează și după aia trebuie să plece, știi? Și cumva depinde și de tine, cum ei intră în poveste, cum se simt ei ca actori care au venit și stau mai puțin pe set. Sunt niște lucruri așa, care sunt foarte importante, deși aparent ele nu se observă și nu contează.
dar care sunt foarte importante, care te ajută pe tine în primul rând, pentru că tu ai dedus toată, și pe care eu nu le știam. Adică te gândești în teorie, te gândești la ele, știi? Dar pe de altă parte ești acolo și poți să zici, trebuie să fiu, trebuie să mă gândesc, trebuie să cum de-asta. Ei, mie mi-a spus lucrurile astea, de exemplu. Și a însemnat foarte mult pentru mine. Adică l-am ascultat. Și cred că a fost ok. Adică cred că am folosit ce mi-a zis. Mai e relația cu Iulia Lupașcu, cu Carmen, care a fost una mai, cumva din instinct. Nu m-am împrietenit cu ea de la început, știi? Am luat-o foarte încet, așa, adică am lăsat relația să se... să se nască pur și simplu, știi? Eram... Și cu copiii, dacă te duci așa puțin peste ei, devin... Te să-i lași cumva să vină ei la tine, să-i momești. Deși Iulia nu era chiar un copil, mă rog, adică n-avea 5 ani, avea 9 ani sau 10 ani, nu știu. Dar... adică până la sfârșit a reușit să o câștig, știi, fără să fac un efort. Într-un mod foarte ciudat, probabil, sau nu, când povestea este atât de puternică, eviți să te raportezi la... Sau poate că n-ar trebui să eviți, nu dau seama. Dar în orice caz, te raportezi mai puțin la ce e de adevăratele în viața ta. Adică... nu pot să mă uit la Iulia și să mă gândesc la copilul meu de adevăratele din viață. Nu fac asta. Știu că există această metodă, nu este cum lucrez eu. Adică nu așa am lucrat la filmul ăsta, poate în altă parte voi lucra altfel, habar n-am. Dar nu așa am lucrat. Eram în școală încă și venise de firele să facă filmul. Și eu am tot făcut panta asta. Mă rog, noi duceam să facem figurații speciale, ce să facem noi în filmul Zefirele. Deși cred că au fost actori. N-am văzut filmul, recunosc. Și eu le ziceam în glumă, ziceam, hai, te duci la casting? Da, mă duc, eu vreau să fiu pe platou și să-mi zic, am povestit asta acolo, și să-mi zic Zefirele, tu, mai la stânga. Zic, dacă mie mi-o spune Zefirele, asta mi se pare că e o chestie. Și bineînțeles, deci e una din chestiile a zici că nu e adevărat. Dar am martori. Și bineînțeles am ajuns pe platou. Eram, mamă, se mișcă asta. Eram o secretară lui Jeremy Irons. Și creiam nu știu ce la... Ei aveau o ședință, eu și cu cealaltă secretară notam, că era rolul nostru. Și la un moment dat el a zis, Zefirele a zis, întrebat pe asistenta lui, care era un personaj fabulos. I-am uitat numele acum, nu-mi vine. Fabulos personaj la care m-am gândit ani de zile după aia. Și a zis Rodica. Și el a zis, Rodica, te rog frumos, 3 pași mai la stânga. În engleză, desigur. Deci am înțepenit, nu mi-a venit să cred. Adică să mă rog, 3 pași. A zis, dă-te puțin mai la stânga sau mai la dreapta, nu mai știu cum a zis exact. Dar pentru mine a fost o chestie, adică eu am înțepenit. Și, mă rog, apropo de uite ce-ți dorești, știi? Ar trebui să-mi zic povestea asta mai des, ca să-mi doresc lucruri importante la fel de... Da. A fost o chestie. Deci am ajuns pe platoul lui Zefirele, mi-a zis mai la stânga, cum mi-am dorit. Îmi pare rău că nu mi-am dorit mai mult în momentul ăla, poate mi s-ar fi întâmplat. Mie mi-a plăcut Bad Penny. Și când Andrei, mă rog, mi-a zis la un moment dat, hai să facem, uite, vreau să-ți propun ceva, nu știu ce, dar așa, cu mai în glumă, mai în serios, nu știu, eram la un party, ceva. Dar știi că tu o să fii așa, la la la, în povestim. Și eu zic, da mă, bine, ceva, am zis, da. Și zic, bă, vorbesc serios. Da, ceva așa, nu știu, știi cum e, la party. Și după aia ne-am văzut, mi-a povestit. Păi și mi-a plăcut ideea, știi? Adică e ca o glumă, dacă vrei. Mi-a plăcut ideea, ce să zic. Mi-a plăcut situația, mi-a plăcut ce face el acolo. Am și văzut filmul, mi se pare că a apărut, că a ieșit excelent. Îmi place foarte tare ce a ieșit. Sunet? Bună seara. Mi s-a luat comanda? Păi vedem noi ceva pe masă. Poți să vă aduc ceva de băut? Poți, de ce să nu poți? O sticlă de vin, roșu, sec. Am exact ce vă trebuie. Serios? M-am bucurat să fiu acolo, știi? Adică m-am simțit foarte bine, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. El e un tip așa foarte, foarte atent și cald și calm, ia încet, adică și tot, e foarte atent, pentru că chestia asta că învață, că e o meserie nouă pentru el, mă rog.
Și chiar mi-a plăcut să fiu acolo. Mi-a plăcut foarte tare. Îmi pare, și mi se pare că ești tu, să vezi. Cred că o să-ți placă. Îmi place foarte tare ce a ieșit. Și într-adevăr, dar nu știu cum facem acum să povestim. Ca povestim că nu mă văd, habar n-am. Nu știu dacă se supra Andrei sau nu. Acum pentru tine așa o să vedem. Pot să-ți povestesc că... Deci eu jucam ca și cum mă vedeam. Înțelegi? Pentru că la un moment dat am și făcut... vorbeam cu Vasluianu și l-am dat, ah, am greșit, scuză-mă, da, iertați-mă, iertați-mă, și m-am oprit. Și s-a uitat așa la mine și a zis, tu știi că tu nu te vezi, nu? Și zic, ah, da, scuzați-mă, și camera era aici, dar eu am reacționat ca și cum eu, zic, băi, scuzați-mă. Și au râs, mă rog, nu s-a spărat nimeni, s-au distrat foarte tare, pentru că eu jucam ca și cum eu mă văd, înțelegi? Și, mă rog, într-un fel așa e și corect să fie, știi, că... Normal, eu nu mă vedeam, dar Vasluianu mă vedea, adică nu puteam să mă duc să-i dau textul așa, știi? Bașca, cred că se simte în corp, știi? Adică energia corectă a unui personaj pe căruia nu-i vezi fața, de exemplu. Se simte în corp, se simte în voce. Măi, în primul rând, de ce am abordat rolul așa? Asta este o chelneriță, situația este asta, ăsta este textul și mi-am făcut rolul ăla. Ce se vede din ce am făcut eu, contează mai puțin. Până la urmă, important e să servească demersului lui Andrei, filmului. Și probabil că servește. Nici n-avea cum să mă întaie la montaj, că e totul dintr-o secvență. Filmul se numește Kowalski, regizorul e Andrei Crețulescu. Da. Eu sunt Iulia. Eu sunt Ana. Ce, s-a întâmplat ceva? Și Toma, Luiza m-a chemat pentru un scurtmetraj pe care trebuia să-l fac cu Bughi, cu Bogdan Dumitrache. Ea e un om foarte loial și onest și a zis, nu, poate Bughi, hai să facem altceva, adică nu-l facem fără Bughi. Și mi-a trimis un alt scenariu și la care m-am uitat cam nedumerită și am zis, măi Luiza, stai puțin, că eu nu înțeleg niște lucruri. Și ea a început să mă convingă. Și la un moment dat, știu că discuția s-a terminat, vorbim la telefon și a zis, Luiza, eu nu sunt convinsă până la capăt de ce îmi spui tu, dar eu am încredere în tine. Deci probabil că eu nu înțeleg. Știi ceva, e clar că eu nu înțeleg eu. Hai să faci și, mă rog, pentru că țin foarte mult la ei, la Luiza și la Toma și cred foarte tare în ei. Și am zis, ok, deci, probabil că îmi lipsește mie capacitatea de a înțelege ceva. Pur și simplu vin și mă las pe mâna ta și facem cum vrei tu. Și am terminat povestea, că e clar că nu înțeleg niște lucruri. Ceea ce am și făcut. Mie îmi place să am regizor. Trebuie regizor și dacă și am încredere în el și îmi place să, adică cumva caut asta, știi? Să mă las pe mâna lui așa, pur și simplu. Adică îmi place, deci, cum știi, sunt o persoană foarte voluntară așa și... Dar îmi place să fiu ascultătoare și... Deci vreau să am regizor care să știe ce vrea de la mine, să știe ce îmi cere și eu să-l ascult până la pânzele. Când lucram Lăzărescu, asta mi-a plăcut foarte tare. Mi-a zis Cristi chestia asta și am să țin minte. Dar se potrivește. Eu eram tunsă foarte scurt. Mă tunsesem pentru o piesă de teatru și nu vrei să știi câte castinguri am pierdut. Mă sunau și ziceau, ți-a mai crescut părul? Nu, dar știi că există extensie, există peruci, ziceam eu repede. Nu, lasă, dacă nu ți-a mai crescut părul, hai că mai vorbim. Și pur și simplu nu m-a chemat la casting. Și am început cu Lăzărescu și l-am repetiții și așa pentru Lăzărescu și l-am înțeles lui Cristi. Eu, știind, adică ținând cont de telefoanele pe care le-am primit,
Zic, Cristi, da, vrei să-mi pun și niște extensii, să arăt așa, arăta doctoriță, nu știu. Și Cristi mi-a zis, băi, dacă rasă în cap mă convingi că ești doctoriță, dacă ești rasă în cap și mă convingi că ești doctoriță, atunci am făcut și noi ceva, dacă nu, nu contează. Apropo de ce ziceam, știi? Și mi-a plăcut foarte tare chestia asta, că m-a dat, deci nu vrei să știi, eram într-o perioadă așa în care tot zicea, a, nu ți-a mai crescut bine. Și el mi-a zis chestia asta, a fost ceva, a însemnat ceva. Bașca, m-am dus la urgență să mă pregătesc pentru rol și erau foarte puține doctorițe cu bucle și cu părul lung și cu coafiuri, nu. Deci pentru că munceau foarte mult, pentru că era comod să aibă părul scurt, să nu așa, majoritatea erau tunse scurt. Dar noi gândim în șabloane. De fapt, lumea nu e în șabloane. Noi o gândim așa. Adică cum arată doctorii? Doctorii sunt de toate felurile. De ce arată? Doctorii arată ca Titieni? Titieni nu e doctor, Titieni e actor. Voi îl transformați în doctor de film românesc sau cum? Nu cred, nu cred. Adică nu cred că aveți dreptate. E ca și cum, știi, eu nu mă fac contabil, eu sunt actor. Deci nu joc rolul de contabil în societate. Dar joc rolul de contabil în toate filmele pe care le fac în viață. Vorbeam cu niște prieteni și le povesteam chestia, povestea David Lynch la un moment dat, că ia masa cu diversi prieteni actori și la un moment dat le propune ceva și ei spun, mă, nu se poate, eu nu pot să fac așa ceva. Și el povestește cum un anumit gest făcut de ei, la un moment dat, i-a declanșat lui ideea că l-ar putea să facă o chestie și sunt surprinși chiar și ei. Îmi plac lucrurile astea, știi? Adică, pentru că normal, e probabil în primul rând vorba de atenție. Adică eu vorbesc cu tine, petrec timp cu tine și la un moment dat zic, știi, ai făcut la un moment dat o chestie care mi-a spus despre tine că ai putea să faci nu știu ce. Probabil că nu există nimic mai flatant pentru un actor decât asta. Și probabil că de asta îmi doresc asta, pentru că sunt actor și... Dar și pentru regizor cred că ar fi incitant să zic altfel de povești cu actori care au jucat și la alți regizori. Dar la ei o să fie altfel. Actorii cu care te întâlnești în filmele care se mai fac pe aici și, mă rog, zic din povești ce mai aud și eu de la colegii mei care filmează sau de la colegii mei care filmează afară cu diversi actori, ei tânjesc după teatru. Adică lor li se pare fenomenal că noi facem și teatru. Că le se pare o chestie. Noi ne uităm cu jind la ei cum fac ei filme, că fac filme, că fac televiziune de alt nivel. Iar ei se uită cu jind că noi facem și teatru, știi? Eu nu cred că ei, dacă au fost pregătiți pentru film, nu fac teatru la un moment dat. Pentru că, uite-te, sunt staruri care se duc pe Broadway, joacă o stagiune, două, trei, nu știu exact cum e. Dar nu e ca și cum m-am pregătit pe film, nu o să fac teatru niciodată, nu cred. Probabil că sunt unii care nu rezistă la să fii în fața oamenilor, știi? Pentru că e o chestie, într-adevăr, să stai în fața oamenilor. Nu ești protejat. La film ești protejat. Într-un fel ești protejat, pentru că la film mi se pare că toată lumea are grijă de mine, știi? Toată lumea are grijă de mine acolo și... Na. Fiecare încearcă să se ajute unul pe celălalt. Adică eu încerc să stau cum mi-ai spus, să nu fac așa pe la valieră, tu încerci să ai grijă de mine să... Adică e așa. În Crimă și pedeapsa. Dostoievski în Regea lui Cordonski. La Bulandra, la Grădina Iconei. Și pregătesc un proiect în teatru independent cu Radu Iacoban, cu Eștvan și cu Ana Ularu pentru Godot Cafe. Și în rest sunt lucruri pe care le aștept și despre care nu vorbesc. Încerc și de chestia asta, să nu vorbesc. Poate se întâmplă și se întâmplă mai repede. Și eu scriu, să vă trimit un scenariu. Ah! Da. Ridica, nu știu ce zici și unde zici de acum încolo. Eu sunt pe nenașute. Pare bine. Ridica, las, dar îmi pare bine.